bun găsit, prieteni! Ioșta, această încrucișare între coacă și agriș, cu bobițe zemoase, pline de antioxidanți, se fac aproape de negru, au început să se coacă. Nu sunt încă bine coapte, dar vor deveni negre. Când vor fi destul de negre, va începe bătălia împreună cu mierele, pentru că le adură. Dulcele acrișoare, puțin cu agrișa, deși nu-i chiar ca agrișa. Tufele sunt destul de mari, de rezistente. Uitați o tufă, ajuns la 1,80. Avem aici o altă tufă, e imensă, cred că este pe 3 metri aproape lungime, a mers foarte bine. Da, este superbă. Așa că căutați Ioșta, rezistent, productiv, care nu vă va dezamăgi în niciun an. În câțiva, în vreo 3 ani e nevoie ca să se formeze și va începe să dea o recoltă regulată, rezistă la secetă, nu-i pretențios la climă, rezistă la frig și e destul de generos. Nu uitați, tufele, dacă au pământ bun, vor crește destul de mare, așa că lăsați-le destul de spațiate, undeva aproape la 3 metri între rânduri și între indivizi 2 metri să fie. Sau dacă nu le puneți solitare, eu le am prin curte și solitare și produc în fiecare an generos. Sunt foarte mulțumit de ele.